Bună! Astăzi vorbim despre AlgoSpeak în online. Rețelele sociale elimină din ce în ce mai bine conținutul care încalcă regulile. Dar utilizatorii au găsit o soluție, cum se întâmplă de fiecare dată, printr-o terminologie codificată numită AlgoSpeak, care influențează limbajul cotidian. Platformele folosesc algoritmi pentru a elimina automat materialele problematice, reducând dezinformarea și blocând conținutul ofensator. Cu toate acestea, mulți oameni discută în online astfel de subiecte sensibile. Asta pentru că victimele agresiunilor sexuale sau cei cu anxietăți sau depresii serioase pot găsi sprijin în comunitățile online. Pentru a trece de filtre, utilizatorii folosesc AlgoSpeak. De exemplu, mascara înlocuiește referințele la sex, unalive înseamnă moarte sau sinucidere, accountant este lucrătoarea sexuală. Un alt exemplu este leg booty pentru LGBTQ. Această practică nu este nouă, iar AlgoSpeak este similar cu LitSpeak, un limbaj din anii 80 care folosea numere și simboluri pentru a înlocui litere și a fenta astfel moderarea. AlgoSpeak este util și în alte contexte. În țările în care internetul este cenzurat, protestatarii au folosit scrieri creative pentru a evita cenzura, iar asta a căpătat tot mai mult teren și la noi prin cuvinte cu litere inversate sau aluzii. Ca să nu mai vorbim de faptul că emojiurile precum vinete sau piersici au căpătat noi înțelesuri. Conflictele lingvistice dintre platforme și utilizatori duc la apariția unor noi termeni AlgoSpeak. De exemplu, actrița Julia Fox a făcut o observație aparent insensibilă referitoare la mascara pe TikTok, neștiind că termenul era folosit ca un substitut pentru agresiune sexuală, ceea ce a generat o reacție negativă și a forțat-o să-și ceară scuze. Tocmai de aceea vorbim despre asta acum, iar data viitoare când vei vedea aceste coduri vei ști ce înseamnă.